Cel mai bun cadou este cel care îi place foarte mult sărbătoritului. Mai greu e să-i reușești să-i ghicești gusturile. În ajutor din firme specializate care oferă în cel mai scurt timp daruri pentru toate preferințele și toate buzunarele. Atunci când mergem la o petrecere cu pretenții, este foarte greu să găsim cadoul perfect. Există însă oameni pricepuți care ne ajută să alegem darul potrivit. O simplă căutare pe internet și darurile curg. Se adresează oamenilor foarte ocupați care nu au timp să vânture magazinele clasice. Prețurile variază, încep de la 2 lei și ajung până la 20.000 de lei. Pentru oamenii de afaceri, un set pix și stilou ca să-și noteze întâlnirile importante. Tot pentru ei, bărbații pretențioși, o sabie, ornament sau poate o cupă care să le dea încredere că sunt cei mai buni. Pentru doamnele sofisticate, o cutie de bijuterii și, evident, accesoriile potrivite. La fel de potrivită este și oglinda, dar și un ceas le poate ajuta să nu întârzie la întâlniri. Un binoclu le poate fi de folos atât domnilor cât și doamnelor. Chiar am avut multe lucruri de cumpărat mai haioase și care nu le găsești nicăieri decât aici. Cei mai tineri preferă cadourile farse, sunt ieftine și prind la petreceri. Indiferent cât am căutat prin oraș în magazinele specializate, cadourile se văd mult mai bine. Pentru Observator, Ionel Anastase și Marius Augustin.